Bună ziua, dragii mei, sunt Cezar Elisei. Nu ne-am mai auzit de ceva vreme, am fost și ocupat și apoi sunt multe alte lucruri care se întâmplă pe scena politică decât postul, dar totuși ne întoarcem la post și vom discuta astăzi despre cât de des putem să refacem postul după un post. Sigur, este foarte important să ținem cont mai întâi și mai întâi de greutatea noastră corporală, dacă corpul poate să susțină încă un post. Trebuie să avem în vedere ce problemă avem de vindecat, cum a mers prima dată postul, dacă postul a funcționat bine prima dată, nu au fost dureri, nu au fost situații deosebite. În partea a doua a postului sau în postul ulterior, această problemă se va curăța în continuare. Vom ajunge la efecte mai bune în ceea ce privește problema, boala respectivă, afecțiunea respectivă, dar dacă prima dată în post lucrurile au mers prost, trebuie ca abstinența alimentară să nu vină imediat, ci să urmeze o perioadă intermediară de mâncare vegetală sau eventuală ro-vegană. Trebuie să înțelegem de la bun început că posturile se pot cumula, posturile cu apă se pot cumula în timp de 6 luni, deci pe parcursul a 6 luni putem să adunăm un număr de zile și aceste zile, să spunem că am înmulțit cu 0,8, cam poate cam la 80%, ar putea fi considerate ca și posturi, ca și zile consecutive de post. Să spunem că intenționăm să tratăm un diabet, care știm că merge undeva la 30 de zile de post, atunci vom face probabil cam 40 de zile de post fracționat în timp pentru a putea aduna cele 30 de zile cum ar fi postul consecutiv. Deci mai întâi și mai întâi trebuie să vedem dacă avem greutatea necesară. Indexul de masă corporală la finalul postului va trebui să fie nu de 18,5 cum este la un post normal, ci probabil că ar trebui să fie undeva la 25-28 pentru a ne putea permite ca pe viitor să mai facem încă 1-2 posturi. Cât de des, propriu zis, cât de des puteți să faceți, să spunem, în mod firesc, un post cam la 2 luni de 7 zile, dar dacă lucrurile sunt destul de serioase în ceea ce privește starea dumneavoastră de sănătate, ați putea face chiar un post la o lună de 7 zile. Sigur că sunt persoane care fac 3 zile pe săptămână și nu greșesc, dar pentru anumite situații specifice, pentru anumite chestiuni concrete, și 3 zile pe săptămână, 4, 12, 14 zile pe lună ar însemna. Deci, se poate. Dar trebuie să discutăm aici pe canal, mai ales despre posibilitățile generale ale oamenilor, nu speciale. Sigur că o persoană care află că are cancer, diabet, știu și eu, probleme autoimune deosebite, sigur că aceasta va fi mult mai motivată să facă un post de lungă durată decât o persoană care are, nu știu, hipertensiune arterială sau colesterol crescut. Acestea vor spune, bine, sigur, am văzut, a tratat, s-a tratat, nu știu ce, s-a tratat, nu s-a tratat, asta este, postul e bun sau e rău. Pe când o persoană care are o problemă mai dificilă, mai deosebită, va insista mai mult pentru că are mai multă speranță, pentru că are mai multă determinare și consecvență în ceea ce va face. Deci, ca să vă răspund cât de des. Cât de des vă puteți întoarce la post este cât de des vă permite trupul dumneavoastră să pierdeți o anumită greutate. Noi am mai discutat faptul că ar fi bine să ținem post până când organismul își reînnoiește toate kilogramele pe care le are la începutul postului. Să spunem că aveți, știu eu, 70-80 de kilograme, vom ține post pentru a fi perfect sănătoși atât de des încât să tot slăbim 5, 6, 7 kg până să fac acelea 70, 80 de kg pentru ca organismul să fie de cea mai bună calitate cu toate celulele reînnoite, cu toate țesuturile reînnoite și așa mai departe.
De altfel, altă dată am fi spus că durează cam 3 ani jumătate până se curăță organismul în general, dar acum putem să spunem mai clar, mai pe înțelesul tuturor, că durează până când se reînnoiește tot trupul. Bun. Acum, dacă o femeie este deosebit de slabă, cum tot văd că se înscriu la taberele noastre de post persoane care au undeva la 50, 55 până 60 de kilograme, sigur că această persoană va trebui să abordeze altfel problema postului decât aceasta a posturilor dese și eventual lungi. Aceste persoane vor putea face posturi cu sucuri sau, și mai bine poate ar fi să facă posturi de 3 zile pe săptămână, dar nu consecutive. 3 zile luni, miercuri și vineri ar fi o idee mult mai bună pentru aceste persoane, dat fiind sigur și devotamentul dumnealor față de post și problemele specifice și toate celelalte, dar ar trebui să abordeze această chestiune cu totul diferit decât celelalte persoane care au de unde să slăbească, au țesut adipos, au grăsime. Deci este bine că la începutul unui post, bine, mă rog, este de preferat să spunem așa, că la începutul unui post persoana să fie un pic mai plinuță ca să aibă de unde să-și dea jos țesutul adipos, să aibă de unde să întrețină arderea în corp până când se vor face toate curățările. Dacă o persoană, spre exemplu, bate spre 55 de kilograme, va putea întreține postul pentru circa 15-20 de zile și apoi va fi subnutrită, malnutrită, anorexică și sigur că va trebui să întrerupem postul. Deci, această idee a postului, această chestiune a postului, câte zile durează, putem să discutăm doar pe chestiuni aplicate, pe probleme și persoane propriu-zise, aplicate în mod subiectiv, pentru că așa, în modul general, am zis, putem face posturi fracționate, putem face posturi mai dese, putem reveni la o lună, două. Teoretic, știți foarte bine că teoretic, posturile ar trebui să se facă o zi pe săptămână, vinerea de preferat, și două săptămâni pe an. Deci, teoretic, o dată la 6 luni este foarte bine de a face postul, de a întreține organismul, de a te simți foarte bine. Dar nu este suficient. Pentru a trata anumite chestiuni ai nevoie de revenire și revenire și revenire la post, mai ales dacă este vorba de cancer, de diabet și alte probleme care au nevoie, știu eu, psoriaze și alte chestiuni care au nevoie de mult mai multe zile de post. Tot încerc să stau într-o poziție și nu-mi ies. Dragii mei, deci cam așa stau lucrurile. Postul este foarte bine să faci la început de 7 zile și apoi pentru a consolida și pentru a înțelege efectele mai puternice, mai adânci, este bine să faci spre 14-21 de zile. Nu prea recomandăm așa posturi de 30-40 de zile fără scop, pentru că poate rămâne persoana cu impresii neplăcute că e dureros, că nu se simte foarte bine la post, că are grețuri, amețeli și poate nu a fost foarte bine pregătit înaintea postului, nu avem de unde să știm despre fiecare în parte. Dar 14 până la 21 de zile este o idee extraordinară de a face a doua sau a treia oară când ai de-a face cu postul, pentru că vei adânci anumite curățări care îți vor prinde bine foarte, îți vor prinde foarte bine pe termen lung și ne referim aici la chestiunile acestea legate de partea psihoemoțională și mentală. Deci pur și simplu vei renaște în ceea ce privește speranța sufletului tău, bucuria sufletului tău și vei avea capacități psihice deosebite, vei ține mai bine minte, vei avea puterea cuvântului, deci chestiuni care te vor ajuta mult mai mult decât postul de doar 7 zile. Dar revenind, și postul de 7 zile are beneficiile lui, care mai ales țin de partea aceasta fizică. Și acum, foarte important, mă așez în genunchi să vă zic, foarte important este a înțelege următoarea chestiune. Mai întâi și mai întâi se curăță partea fizică, apoi se curăță partea psihoemoțională, apoi partea mentală și apoi începe să desăvârșească partea spirituală. Nu încercați să vă urcați pe scara duhovnicească de la început. Mai întâi va trebui să ne curățăm ceea ce ține de această lume grobiană, materială,
puternic material. Și apoi, ușor, ușor, ne vom cizela, vom reuși să facem mult mai multe și ne vom adânci pentru ca să subțiem această relație foarte importantă pe care o avem cu Dumnezeu, pentru ca Dumnezeu să poată încăpea în sufletul nostru. Pentru că dacă sufletul nostru nu este curat, Dumnezeu nu va veni și nu va poposi niciodată în sufletul nostru care nu este curățat și în trupul nostru care este mizerabilisit zilnic, fel de fel de produse care nu sunt ce trebuie, să spunem așa, nu mai insistăm pe acest aspect. Deci, înțelegeți, posturile trebuie repetate, trebuie avut grijă vis-a-vis de partea aceasta cu kilogramele, trebuie urmărit care sunt efectele posturilor pentru a ști cum să ne raportăm la următoarele posturi și anume dacă efectele nu chiar sunt tocmai plăcute la început, trebuie repetate, dar cu intervale de mâncare vegetală, eventual rău vegană și apoi reveni la post. Ce să spun, sunt multe discuții aici vis-a-vis de cât și cum se face, dar în principiu am încercat să le adun cumva pentru a fi pe înțelesul dumneavoastră tuturor. Dragii mei, să avem toți o toamnă minunată și aștept cu mare drag să înceapă postul nașterii Domnului, postul Crăciunului, pentru a fi împreună cu dumneavoastră în post și în rugăciune. Vă salut!